Bună ziua, dragii mei! Astăzi ne așteaptă o zi cu vreme deosebit de rece și precipitații. Până mâine dimineață avem cod portocaliu de ninsoare în județele Tulcea și Constanța. În aceste zone, vântul ajunge să bată la rafală cu peste 70 de km pe oră și se depune strat consistent de zăpadă. Cât despre vremea la nivelul întregii țări, temperaturile vor fi foarte scăzute pentru începutul lunii martie. Va ninge, exceptând Oltenia, precum și zona litoralului și a deltei, unde vor fi precipitații mixte. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra între minus 2 și 7 grade cu plus. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi înorat și va ninge pe arii extinse. Termometrul va indica 2 grade în Târgoviște, 2 grade și în Ploiești. În Transilvania avem parte de o zi rece cu ninsori, iar termometrul va indica 3 grade în Sibiu, 4 grade în Cluj-Napoca. În Moldova se anunță vreme mohorâtă și va ninge. Vor fi 0 grade în Focșani, 0 grade și în Iași. În vestul țării avem parte de o zi cu atmosferă închisă și vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Valorile termice ajung până la 6 grade în Timișoara, 3 grade în Baia Mare. În Oltenia vorbim de vreme închisă cu precipitații mixte. Vor fi 5 grade în Slatina, 8 grade în Turnu Severin. În Dobrogea avem parte de vreme foarte rece, cu ninsori și vânt puternic și maxime de până la 3 grade în Megidia, 2 grade în Sulina. La noapte, vremea va fi închisă și sunt anunțate precipitații pe arii extinse în regiunile extracarpatice, la munte, dar și în centrul țării. Va ninge, dar în Oltenia și în Muntenia vor fi și intervale cu lapoviță și trecător ploaie, iar în zona litoralului și a deltei precipitațiile vor fi mixte. În sud-est, cantitățile de apă vor depăși până la 15 litri pe metru pătrat, iar în Dobrogea continentală, stratul de zăpadă depus va fi pe alocuri consistent. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 6 grade și 1 grad. În capitală, să știți că prima zi de primăvară aduce vreme foarte rece, cu cer înorat și chiar ninsori. Maxima ajunge până la 4 grade. La noapte, meteorologii anunță în continuare ninsori și o minimă de minus 2 grade. Mâine, temperaturile sunt în ușoară creștere, însă nu scăpăm de precipitații. Sunt anunțate condiții de lapoviță și ninsoare. La munte, cerul va fi mai mult noros și va ninge în special în prima parte a zilei. Vântul va prezenta intensificări, iar pe creste va spulbera zăpada deja depusă. Vor fi minus 7 grade în Sinaia, minus 4 grade în Păltiniș. Iar acum prognoza meteo personalizată. George și Andreea m-au întrebat cum va fi vremea joi în București. Maxima ajunge până la 9 grade, iar cerul va fi variabil. Dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată, chiar în direct, aștept toate mesajele voastre pe adresa de e-mail meteoaron@canalde.ro. O după amiază excelentă vă doresc, indiferent de vreme!